Mi-aduc aminte, cum să nu. Eu am trăit de două ori. Odată când m-am întors din Sevilla, de la Sevilla, și odată când m-am întors la Belgrad, cu Steaua Roșie, la fel. Și făceam comparație cum era acolo și le povesteam la colegii cu care jucam. Le-am povestit și la băieții de la Steaua Roșie și îi spuneam și băieților de la Steaua București cum era acolo. Unde s-a trăit mai intens? La Belgrad s-a trăit mult mai intens. S-a petrecut mult mai frumos, mult mai... Aici a fost mai, eu știu, mai oficial, așa, nu era chiar așa de bucurie. Și țin minte că ne-au chemat la Casa Armatei ca să ne dea o masă acolo și ne-am dus îmbrăcați frumos, liniște, ne-am intrat într-o încăpere cu, și era un domn cu pianul lângă acolo și la pian, a cântat la pian la Belgrad. A fost o petrecere de toată noaptea, s-a dansat, s-a cântat cu muzică, cu cântăreți, cu... Momente frumoase. Da, asta, țin minte, când am venit de la Sevilla la aeroport, a fost un șoc pentru noi. Când am coborât din avion, ne-au dus într-o încăpere acolo la aeroport, am stat puțin și se auzea afară, se auzeau strigăte, Steaua. Și când am ieșit din aeroport, pe terasa aceea mare, ne-am apropiat și erau luminile stinse, negru, 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 și auzeam că strigă Steaua. Și când ne-am apropiat, am văzut lume plin de lume. Au venit din București și ne așteptau. Aia a fost ceva incredibil și stăteam și ne uitam și strigau și am început să ne dezbrăcăm. Aveam costume, ne-au făcute de aici din București, na, costume, am început să ne dezbrăcăm și să aruncăm tot, fiecare ce avea, cum. Și... Aici v-ați dat seama cât de mare a fost performanța obținută sau și acolo la Sevilla, pe teren? Mai mult aici și pe teren. Știam că e un meci important, știam că e o finală, dar ca orice meci, acum ce să vă spun. Dar lumea așa, contactul cu lumea a fost extraordinar.